extremitatea estică a subcarpaților Buzăului este situată rezervația naturală Vulcanii Noroioși, cea mai importantă rezervație de acest gen din țară. Curiozitatea faunistică a acestui areal o constituie existența unor specii de termite și de scorpioni, adaptați la condițiile climaterice de aici. Vulcanii Noroioși se formează cu ajutorul gazelor naturale provenind de la mai mult de 3000 de metri adâncime. În contact cu pânza freatică și cu solul argilos de la suprafață, se formează mici conuri care scot o pastă fluidă de culoare cenușie. Important este și aportul în domeniul paleontologiei al acestei rezervații. Resturi osteologice de mamut au fost recuperate din zăcământul de la Berca în anul 1924 de către cercetătorul Grigore Cobălcescu.